Elevii din ciclul liceal de la Seminarul Teologic Ortodox din Galați au participat aseară la sărbarea de sfârșit de an școlar și la festivitatea de premiere. Evenimentul a fost organizat la Teatrul Dramatic Fanny Tardini din Galați, iar participanții s-au bucurat de momente artistice și de un mini-concert susținut de corul seminarului. La festivitate a participat și înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. Programul cultural artistic oferit de elevi a cuprins momente poetice, cântece patriotice, piese de teatru, scenete, cântece și jocuri populare românești, dar și un mini-concert susținut de corul seminarului gălățean. Cântece patriotice au fost interpretate de grupul psaltic Chinonia și corurile Icos și Zefir. Odată cu România dodoloață, măi! Adică rotundă și întreagă. Programul a fost tot atât de prestigios, preluând teme foarte profunde, actualizate minunat și mai ales este vorba de amintirea Actelor Unirii din anul centenar, de diferite coruri patriotice interpretate admirabil. A fost o adevărată lecție creștină de patriotism luminos la centenar, dar accentul pe care a căzut această manifestare este o impresionantă scenetă care ar fi o invitație a înțelepților satelor românești care stau ca și părintele din Evanghelie cu brațele deschise, așteptându-și feciorii din străinătate să se întoarcă, să reîmbogățească, să reîntinerească și să reînfrumusețeze spiritual țara lor de baștină. Cele două rânduri de clase au terminat astăzi cu bine și au încununat acest an școlar cu foarte multe realizări. Sunt foarte multe diplome obținute, este un an deosebit și Dumnezeu a vrut ca în acest an centenar, anul în care celebrăm Marea Unire de la 1918, să strângem și o recoltă bogată de diplome, atât de-a lungul anului, cât și la sfârșitul anului școlar. Anul acesta școlar am avut bucuria deosebită de a avea o performanță istorică, spunem noi, în sensul că am participat la Olimpiada Națională pentru Seminariile Teologice și am coordonat lotul care a obținut cea mai mare performanță de când este redeschis seminarul la Galați. Am luat locul întâi la disciplina dogmatică, locul întâi la disciplina Noul Testament, am luat locul 3 la Vechiul Testament și o mențiune la Ebreore, toate peste media 9. Ne bucurăm foarte mult pentru anul acesta școlar și ne rugăm la Dumnezeu să ne dea putere și ca și de acum înainte să menținem performanțele și de ce nu să le creștem. Elevii respectă cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur care spune că el avea doar două drumuri, unul către școală și unul către biserică, acestea împletindu-se foarte frumos în școala Andreiană de la Galați. Această sărbare din această zi a fost una foarte reușită. La vremea secerișului am întâmpinat rezultatele școlare cum se cade și considerăm că acest an a fost unul foarte bun, cu rezultate foarte bune pentru seminarul nostru din Galați, rezultate de excepție care dovedesc încă o dată că suntem o școală de performanță, o școală cu tradiție. La final a avut loc festivitatea de premiere în cadrul căreia ierarhul le-a oferit elevilor diplome și premii.